Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. L-am văzut pe generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, pe care îl știți că din când în când mai intră în direct și la noi în Deșteptarea. Era într-un interviu la Prima News. Deci, domnul general în rezervă Bălăceanu, fost reprezentant al comandamentului NATO, spune că în actualul context regional, cu riscuri masive și riscuri în creștere pentru frontierele noastre, spune că România este într-o situație extrem de proastă din punctul de vedere al rezervei armatei. Adică pe cine se poate baza armata la mobilizare în caz de nevoie. Domnul general spune că țara noastră are mai puțin de 2000 de rezerviști voluntari. Asta este în afară de numărul propriu-zis de militari activi. Noi avem armată profesionistă, nu știu cât sunt, cred că sunt vreo 60-70 de mii în momentul ăsta. Nu vreau să mă înșel, dacă fac vreo greșeală, mă corectați voi. Mulți? Păi nu e chiar așa mult pentru o țară de, mă rog, 16 milioane de locuitori. Deci 2000 de rezerviști voluntari pe care îi poate chema sub arme în caz de nevoie foarte repede. Vorbesc de cei care au instrucție militară deja, uh-huh, și sunt o rezervă organizată. Tu ești de asta? Nu mai sunt. Adică, da, dacă ai făcut instrucție, asta înseamnă că ești rezervist, că ai făcut armata la un moment dat, nu? Nu, una este rezervist voluntar și altceva dacă ai făcut armata până prin anii 2000. A, rezervist poți... voluntar e la modul că tu le spui, în caz de ceva, eu vin. Da, rezerviștii voluntari sunt oameni care se duc să facă instrucție militară, care regulat, primesc... Da, care, uh-huh, primesc grade, funcții de rezervist militar, sunt și plătiți pentru asta și primesc de asemenea o sumă de bani pe durata contractului cât ei nu fac instrucție. Adică, uh-huh, tu poți să te duci la serviciu, să ai jobul tău, dar mai primești niște bani de la armată. Și e sub contract. Și în caz de ceva, te cheamă și vii imediat. Mobilizarea este altceva. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, până la anumită vârstă te poate chema sub arme, sub drapel, dar pentru că ești răcan neinstruit, că nici nu știi cum se ține arma, am văzut eu că tragi după elicoptere cu așa, trebuie să faci instrucție. Ori asta durează. Da. Deci, cu mine faci instrucție. Da. Da. În caz de conflict, rezerv, mă rog, cei mobilizați practic sunt inutili. Dacă văd oamenii filmarea, pe tine te au instant, ești nebun lunetist și pe mine asta la curăța cartofi. 2000 de rezerviști voluntari înseamnă practic un regiment. Adică nimica toată. Într-un caz de ceva, Doamne ferește. Polonia are 38.000 de rezerviști. Iar Israelul, că ne uităm la ce se întâmplă acum... Bine, sigur, nu se compară acolo... ei. Acolo e stare de conflict aproape permanent. Da, așa este. Aia e o țară în război, acolo toată lumea face armata, dar ca să înțelegeți diferența... Și fetele fac armata. Da, Israelul are populație, cred că, de 9 milioane de locuitori și au mobilizat în 48 de ore 300.000 de rezerviști, dintr-un... au în evidență 500.000. Revenind la România... Acum, sigur că noi suntem membri NATO, dar în caz de ceva, până vin americanii, trebuie să ne putem apăra și singuri. Corect. Și ceea ce părea de neconceput în urmă cu 2, 3, 4 ani... Ne băgăm sub cadrul ușii. Da. 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 Știi ce grozav? Că, bă, încă mai putem râde de asta. Adică eu sunt... dincolo sub de... birou sau... Da, da. E mișto că încă mai putem râde. Așteptăm notificările de la Busy Day. Uite, Lucian, de ce se mai întâmplă? Să nu uităm că avem vreo 150.000 de bombardieri. Da, zice cineva. Bun, generalul, nepalezi acum. Generalul Bălăceanu spune că România are două soluții pentru a rezolva această problemă. Prima, ca voluntariatul militar să fie făcut mult mai atractiv, inclusiv din punct de vedere financiar, ca să vină mai mulți oameni din propria inițiativă la pregătire. Acum, rezerviștii voluntari primesc solda gradului pe durata instrucției și cam 30% din soldă după ce se termină instrucția. Adică, dacă solda minimă de soldat este, da, cred că e vreo 1800 de lei, rezervistul primește după ce îi se termină instrucția cam 500 de lei lunar, doar pentru că este în așteptare. Mm. Și se semnează niște contracte pe 3 ani, din câte știu. A doua posibilitate, reintroducerea serviciului militar obligatoriu, spune domnul general Bălăceanu, ceea ce ar permite instruirea unui număr mai mare de tineri, iar aceștia ar putea fi înrolați rapid în caz de nevoie, adică măcar au instrucția făcută. Citez, dacă nu vom reface rezerva armatei României pe principiile voluntariatului, atunci va trebui să reintroducem serviciul militar obligatoriu, iar o asemenea decizie nu poate fi amânată în perspectiva următorilor 5 ani.
Credeți că vom avea vreun partid politic care în programul electoral să pună problema reintroducerii serviciului militar obligatoriu? Exclud o asemenea posibilitate pentru că ar însemna un dezastru la alegeri, a declarat domnul general Virgil Bălăcean. Așa credeți? Aici este dezbaterea noastră. Sincer să fiu, eu cred că nu ar fi un dezastru electoral, ba cred că cel puțin un partid se gândește serios la așa ceva. Și atunci întrebarea pentru voi la 0372069599 este asta. Am mai făcut dezbaterea aceasta, dar acum e cu totul alt context. Atunci ne gândeam, păi, să le dea tinerilor disciplină, să nu știu ce. Acum avem această situație cu un război la granițe, care nu pare să se termine prea curând, cu alt război major care a început în Orientul Mijlociu, cu tensiuni în Serbia și Kosovo. Deci sunt tensiuni militare în două părți ale granițelor noastre și alt conflict militar violent care stă să izbucnească într-o parte foarte importantă a lumii. 0372069599. Credeți că România ar trebui să revină la serviciul militar obligatoriu și să facă eforturi serioase de pregătire a populației pentru eventualitatea unui conflict militar, dincolo de achizițiile de echipament și tehnică de luptă? Trebuie să existe și oameni care să poată manevra asta. Da sau nu și de ce? Sunați-ne să vorbim. Da, avem această situație. Fostul reprezentant al comandamentului NATO, generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, spune că situația cu rezerva armatei este dramatică și că trebuie făcut ceva, ori trebuie făcut mai atractiv și mai să fie mai bine organizat sistemul de voluntariat, ori trebuie revenit la armata obligatorie, pentru că în caz de, Doamne ferește, se întâmplă ceva, România nu se poate baza în momentul acesta decât pe 2000 de rezerviști voluntari, adică un regiment. Adică practic nimic, având în vedere cam despre ce frontiere, ce lungimea frontierelor vorbim în România. Opiniile voastre. Hai să începem cu mesaj. Eu cred că dacă se introduce serviciu militar obligatoriu, toți tinerii până în 30 de ani pleacă din țara asta. Da. Interesantă. Cum? Nici nu știu cum să spun. Atunci nu mai bine desfințăm țara asta? Adică dacă lumea nu e, dacă n-ar fi nimeni interesat să lupte pentru ea în cazul în care ar fi în pericol, deci dacă ar fi în pericol, înseamnă că cineva ar dori să o desfințeze, așa cum este ea acum, un inamic extern, asta ar însemna un război. Ar dori să-i desfințeze sistemul politic, să ia bucăți din teritoriu, practic să facă altă Românie. Dacă oamenii nu sunt pregătiți să lupte ca să apere țara asta, mai bine o desfințăm noi, dar binele. Declarăm că nu ne mai interesează să vină alții să o ia, că noi fugim în străinătate în caz de ceva. Bună dimineața! Legat de subiectul care l-ați deschis tocmai acum 5 minute cu înrolarea tinerilor în armată, nu știu dacă în momentul de față în România tinerii noștri ar fi capabili măcar să fie înrolați în armată, dar apoi mai departe pentru instructaj. Marius din Baia Mare, vă mulțumesc! Dacă e armată obligatorie, nu se mai discută așa dacă ești sau nu capabil. Te duci acolo și te învață. Neața băieți, da, românii nu cred că mai sunt pregătiți să-și apere patria, asta din cauza politicului și vedeți și voi ce se întâmplă. A mai fost întrebarea asta pusă și ei au spus că dacă primesc arme, ei nu se duc la luptă, ei au treabă cu politicienii, ceea ce mi se pare, da, logic și firesc. Și în ceea ce privește armata obligatorie, cred că o minimă pregătire, da, trebuie. Trebuie, deși nu văd și nu cred că românii vor dori să-și apere țara, pentru că sunt dezamăgiți. Hai că sună încurajator. Marian, bună dimineața! Bună dimineața, Marian! Bună dimineața! Salut, ce zici? Eu am lucrat în sistem. Ai auzit mesajele de mai devreme? Da, am auzit mesajele. Au parțial dreptate, să vă spun și de ce. În primul rând, în momentul de față, nu cred că este posibil să se înroleze, încorporeze mai mult personal, deoarece unitățile militare de instrucție sunt dezafectate, majoritate parte. Sunt doar câteva centre în toată țara, are numere pe degetele de la o mână. Și plus de asta, nu sunt facilități pentru militari. Deci eu acum m-am lăsat de armată ca să fiu șofer pe tir și vă spun că am fost în Suedia acum 2 săptămâni și îl vorbeam cu militar de acolo. Și spunea ce facilități are el ca și soldat.
nu plătește, are asigurare stomatologică, are niște reduceri la impozite, la taxe, adică se vrea. Și se duc tineri acolo, chiar sunt tineri foarte mulți care se duc în armată. La noi fug tineri din armată, la noi s-au ajuns să se roage de ei pe străzi cu pliante ca să vină tinerii în armată înapoi. Și vă spun sincer, acum am lucrat în armată și tehnica noastră e tehnica din 1970. Eu nu vreau să duc să lupt undeva în războiul al țării mele cu tehnică de acum 30 de ani, de 40 de ani. Da, două comentarii am aici. Înțeleg ce spui, nu contest absolut deloc nimic din ce spui. Unu, se fac achiziții acum, a crescut foarte mult bugetul pentru achiziții. O să fie o perioadă în care o să vină armament foarte modern în România. Și doi, da, poate că este momentul să constatăm că armata trebuie să fie privită cu mai mult interes de către politicieni, să fie finanțată mai bine și oamenii care fac parte din forțele de apărare ale României, având în vedere contextul, să fie tratați mai bine. Adică cred că, până acum, cum să spun, poate că sistemul și-a putut permite să ignore zona asta. Era o zonă liniștită, suntem membri NATO, Uniunea Europeană, nu era niciun război prin zonă, ce ne interesa? E, uite că lucrurile nu sunt chiar așa. Eu mi-aduc aminte că atunci când eram copil, militarii îi vedeam pe stradă, puși la tot soiul de munci, îi vedeam în agricultură, trimiși și așa mai departe. Adică nu dau seama cât a funcționat sistemul și înainte. Nu, foarte nu funcționa bine. Nici înainte. Dar nu acela e modelul la care trebuie să ne întoarcem. Așa este, dar noi n-am avut un model care să fie funcționat și acum nu mai funcționează. Noi n-am avut practic niciun model care să fie de urmat. Putem urma un model de serviciu militar obligatoriu corect, cum este în unele țări nordice, de exemplu. Da, hai să vedem ce spune Tina. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Vreau să încep prin a spune că am 52 de ani, deci am prins, ca să zic așa, perioada în care era obligatorie armata, soțul meu a făcut armata. Nu pot să spun că sunt 100% împotriva serviciului militar obligatoriu. Însă, dacă ne referim strict la ce trăim acum și ținând cont că eu am un copil de 23 de ani, nu l-aș trimite în armată. De ce? Personal și toți cei din jurul meu suntem atât de dezamăgiți de tot ce se întâmplă în momentul ăsta din punct de vedere politic în țară, încât nu vedem la orizont mai bine, doar mai rău. Pentru că în ultimii ani, cel puțin, mi s-a tot demonstrat că se poate și mai rău, se poate și mai rău. Dar înțelegeți... E o părere personală. Da, sigur că da. Înțelegeți că alternativa în cazul unui conflict militar la dezamăgirea asta este o dezamăgire și mai mare? Adică dacă se întâmplă să fim atacați cumva, nu spun că... Adică lucrul pare totalmente imposibil. Dar ne uităm în jur și se întâmplă o mulțime de lucruri pe care nu le credeam posibile până în urmă cu un an, doi, trei. Înțelegeți că alternativa e mult mai rea față de ce avem acum? Și că aici sunt lucruri corectabile totuși? Doar că eu consider că soluția nu este la noi, omul de rând. Soluțiile de genul ăsta ar trebui să fie acolo sus. Ori eu nu văd acolo oameni capabili să îmbunătățească lucrurile din punctul ăsta de vedere. Mergeți la vot? Absolut, întotdeauna. Asta este o parte din soluție, asta este, să depășim lehamintea față de vot și absenteismul de 70%. Dar noi îl avem pe Ciuca, al nostru. Poate ne rezolvă el. Robert, bună dimineața! Bună dimineața! Neața, dragilor! Bună! Salut! Deci, te rog. Din punctul meu de vedere, suntem o țară membră NATO. Ceea ce îmi spune mie că dacă alocăm 2% din PIB, care înseamnă o sumă uriașă în direcția asta, am putea să mergem în paralel și să zicem așa, 250.000 de oameni din aparatul bugetar extra, ultra, mega încărcat, nu că nu-i mai dăm afară. Disponibilizăm posturile alea frumoși și oamenii aia duc în mediul privat unde e mare nevoie de oameni și nu mai tocesc birourile în tot felul de instituții și angajăm 250.000 de militari cu contract pe care îi școlim în bazele NATO, care sunt și pe teritoriul nostru și pe teritoriul Ungaria, Poloniei, și atunci avem 250.000 de oameni pregătiți cumva din același buget pe care îl plătim din fondul de salarii general și astăzi. Mulțumesc foarte mult. Acum, să știți că nu e chiar atât de simplu. Adică nu e ca și cum deschizi un birou de angajare
Și a venit ăla și zicea, gata, păi te duci acolo și începi să faci aia. E o activitate care se organizează, e foarte complexă activitatea asta de instruire militară. Și așa cum spunea primul nostru interlocutor, nu mai există baze de instrucție în momentul ăsta. Da. A sunat altcineva. Andy, bună dimineața, mai avem doar câteva secunde, te rog. Bună, Andy. Bună dimineața, frumoșilor. După cum spuneați, probabil că un partid o să apeleze la ceva fanfaronadă și ceva sporitoare, declarații și îndemnuri și ala sigur o să fie aurul. Pe lângă asta, primul interlocutor a fost la obiect. Bazele nu mai există. În al doilea rând, nu cred că se mai poate recultiva ideea de patriotism. Mulțumesc foarte mult. N-aș fi desigur că nu se mai poate recultiva ideea de patriotism. Eu sunt total împotriva revenirii la modelul de armată cum era pe vremea obligatorii, cum era pe vremea comunismului, niciun caz genul ăla, dar cred că e o temă la care trebuie să începem să ne gândim serios. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.